Acțiunile de prevenție ale polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj continuă, iar rezultatele acestor acțiuni sunt menite, fără nicio îndoială, să ne asigure protecția. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, inspectorul de poliție Ioana Rus, ne-a transmis. La data de 14 octombrie anul curent, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Zalău au depistat în trafic un tânăr care avea asupra sa substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive. Noaptea trecută, la ora 00:05, polițiștii au oprit în trafic pe strada 22 decembrie 1989 din Zalău un autoturism, la volanul căruia a fost identificat un tânăr de 21 de ani din Zalău. Polițiștii au efectuat controlul autoturismului și au identificat mai multe fragmente vegetale de culoare verde-oliv, despre care există suspiciunea că fac parte din categoria celor care produc efecte psihoactive și sunt interzise la deținere. De asemenea, astfel de substanțe au fost descoperite și în vestimentația tânărului. Polițiștii au întocmit proces verbal de constatare pentru comiterea infracțiunii de deținere de droguri de risc și au ridicat întreaga cantitate de substanțe. Toată documentația a fost înaintată polițiștilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj în vederea continuării cercetărilor. Pentru a preveni consumul, efectele nocive și repercursiunile pe care le pot produce drogurile, polițiștii vă reamintesc. Consumul de droguri poate avea un impact asupra vieții tale în nenumărate feluri la care nu te aștepți. Relațiile cu prietenii și familia. Prietenii și familia vor sta în calea consumului de droguri și relația cu ei se va deteriora. Siguranța. În momentul în care ești sub efectul drogurilor sau în momentul procurării dozei, ești pus în situația în care siguranța îți este amenințată și ești predispus să ți se întâmple lucruri foarte rele. Presiunea financiară. Cheltuiești din ce în ce mai mulți bani pentru a procura droguri și nu mai faci față cheltuielilor zilnice. Te-ai gândit câți bani ai putea economisi dacă nu ai consuma? Dependența. Vei simți că nu poți funcționa fără droguri și vei folosi timp și energie să faci rost de ele. Violența. Vei face lucruri pe care, în mod normal, nu le-ai fi făcut altfel. Poți deveni violent sau poți deveni o victimă a violenței. Depresia. Poți intra într-o stare de depresie după consum, ca efect direct al consumului sau din cauza lucrurilor pe care le-ai experimentat în timpul consumului. Accidente. Când te afli sub influența drogurilor, poți face lucruri care te pot răni sau îți pot provoca accidente. Bolile cu transmitere sexuală sau o sarcină nedorită. Sub influența drogurilor, nu ții cont de faptul că ar trebui să folosești prezervativul la fiecare contact sexual. Cum să faci față presiunii grupului? Alege grupul de prieteni în funcție de interesele comune. Învață să spui nu. Este bine să îți susții lucrurile în care crezi și să nu faci parte dintr-o turmă. Încearcă să nu judeci pe ceilalți, respectând deciziile celorlalți, îi vei determina să respecte la rândul lor deciziile tale. Acționează atunci când trebuie să ajuți sau să susții pe cineva din grup. Schimbă-ți grupul de prieteni în cazul în care aceștia exercită o presiune negativă asupra ta. Cunoaște persoane noi și implică-te în activități sănătoase. Implică-te în activități adecvate vârstei tale. Fă lucruri care te fac fericit și care nu au legătură cu consumul de droguri. Fii puternic. Câteodată presiunea de a începe sau de a nu începe să consumi droguri începe din tine și este greu să te simți diferit de ceilalți. Întotdeauna când ai de făcut astfel de alegeri, gândește-te la ceea ce este mai bine pentru tine. Fii puternic. Astfel vei fi valorizat și mai mult și alții ar putea să-ți calce pe urme. Sfaturi utile pentru a vă ajuta prietenii care consumă droguri. Ascultați ce au să vă spună, fiți îngrijorați pentru ei și suportivi,
asigurați-i că țineți la ei și că vă pasă de ei, încurajați-i să ceară ajutor de specialitate, amintiți-le mereu de lucrurile bune din viața lor.